Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum facem ca economia să funcționeze în continuare? Un proiect ziarul financiar susținut de Alpha Bank. O avem astăzi alături de noi pe Ruxandra Hurezeanu, antreprenoarea care a fondat producătorul de dermatocosmetice Ivaterm, un producător care a început activitatea în România, dar care astăzi este prezent pe aproape 20 de piețe din lume. O să vedem împreună și o să vorbim împreună despre ce a însemnat 2021, în ce măsură a afectat în continuare pandemia business-urile din România și din întreaga lume, dar o să povestim puțin și despre ce se așteaptă de la 2022, care sunt principalele provocări, dar și cele mai așteptate lansări, poate, sau așteptate expansiuni. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Cum ați încheiat anul 2021? Am încheiat bine. Am avut o creștere de 11%, cred. Acum se încheie. Am fi avut o creștere mult mai mare dacă reușeam să facem ultimele livrări din decembrie, când, din cauza crizei transportatorilor, am găsit la timp containere, s-au amânat niște livrări mari pentru noi, pregătite pentru China, India și Vietnam. Dar o să fie 2022, e primul trimestru foarte, foarte bun. Și foarte intens totodată, îmi imaginez. Da. Chiar voiam să vă întreb dacă cumva aceste livrări amânate se vor vedea mai degrabă în cifrele de 2022, de începutul anului. De 2022, da. Problema asta a transporturilor ați mai întâmpinat-o până pe finalul anului trecut sau a fost cumva o noutate? A fost oarecum o noutate. De fapt, în ultima jumătate a anului trecut am întâmpinat asta și prețul transportului a crescut foarte mult și lipsa containerelor, e o problemă pe care sper să o putem gestiona ca să nu ne afecteze business-ul. În afară de această problemă pe care ne-ați menționat-o, a mai fost ceva ce merită menționat referitor la 2021 în capitolul probleme, să zic așa, pentru că după aia aș vrea să vorbim despre lucrurile bune care s-au întâmplat. Da. Asistăm acum la o creștere a prețurilor de fabricație ale produselor, pentru că a crescut costul materiilor prime, ambalajelor, cartonului, toate prețurile au crescut. Și asta pentru noi înseamnă negocieri la rândul nostru cu partenerii din alte țări și calcule, mult mai multe calcule, pentru că riscăm să scădem marja de profit dacă nu suntem tot timpul pe parcursul anului atenți la felul cum evoluează prețurile. Vă gândiți cumva să majorați și prețurile produselor Ivaterm pentru a compensa măcar în parte aceste majorări de prețuri despre care spuneați? Păi evident că vom mări prețurile, altfel nu putem să facem un business profitabil. Nu, aceste creșteri se repercutează în lanț până la clientul final. Să nu vă faceți iluzii că el va plăti preț mai mare pentru orice. Am auzit și varianta cum că prețul alimentelor, pentru că ele sunt cele mai prezente în coșul de consum, vor crește în medie undeva cu 10% în următoarele luni. Deci abia acum o să începem să vedem cu adevărat impactul direct asupra consumatorului final. Apoi am mai avut și întârzieri în producție a termenelor de livrare, pentru că foarte mulți ingredienți care veneau din China au venit cu foarte mare întârziere sau nu au mai venit, pentru că în China s-au închis foarte multe fabrici și există o mare criză a ingredientelor active pentru industria noastră. Ele vin destul de multe din China, mai ales pe ingredientele naturale. S-au întâmplat și lucruri bune anul trecut? Ceva ce, nu știu, vă vine acum în minte, nu știu, ați crescut la export, ați deschis piețe noi, a crescut piața din România? Da, totul a mers bine. Noi avem și parteneri noi. Am avut, tot timpul avem cereri pentru a vinde în alte țări. Și avem ca parteneri noi, avem acum Rusia, Vietnam și India. În fine, cu India a fost o negociere de 2 ani.
Da, e și o piață pe măsură, cred că a meritat negocierea. Da, au venit să facă audit aici, în Franța, la fabricile noastre. Ne-am certificat ISO cu ocazia asta. În fine, de asta a fost un proces mai lung. E unul din cei mai mari producători și distribuitori din industria farmaceutică, cei din India. Viatris am semnat un contract. Și da, astea sunt veștile bune. În Rusia iarăși avem un distribuitor bun și cred că deja suntem prezenți pe 80% din platformele online. Și urmează să intrăm și în farmacii și la medici. Vietnam iarăși a fost o surpriză. Au planuri foarte mari. Am început să facem niște conferințe de anvergură foarte mare cu sute de medici în Vietnam. Am făcut la sfârșitul anului. Vă caută partenerii sau în continuare mergeți și dumneavoastră către ei? Cum a fost în cazul acestor piețe care fiecare dintre ele adună câteva zeci sau chiar sute de milioane? Nu mai vorbesc de India, care are peste un miliard de locuitori. De locuitori. De la caz la caz. Acum mulți ani noi ne căutam partenerii mergând la târguri și expoziții internaționale. Apoi am mai avut consultanți străini și angajați din Franța care aveau deja experiență în export și în comerț internațional. Și continuare, acum cel mai mult ne găsesc ei pe noi. Vreți să vă mai extindeți sau momentan producția pe care o aveți acoperă piețele pe care sunteți activă și vreți să consolidați ce ați construit în anii ăștia? Nu ne-am propus să intrăm pe piețe noi acum, pentru că sunt deja piețe foarte mari unde există un potențial uriaș de creștere și cred că e mai important să consolidăm și să creștem și să fim prezenți pe piețele pe care suntem deja. Sigur, faptul că n-am mai călătorit pentru comerțul internațional e destul de rău, pentru că eram chiar și în țările din Asia, eram de 2-3 ori pe an acolo pentru lansări de produs, pentru conferințe de presă, pentru vizitarea magazinelor, luam pulsul pieței, lucram cu echipele locale foarte strâns, ori lucrurile astea nu le-am mai făcut în ultimii 2 ani. Și e destul de diferit și de greu să faci comerț internațional când poți să călătorești. Anul ăsta se prevede totuși un pic mai ușor din punctul ăsta de vedere. Au început și cei din Asia, care au fost probabil cei mai duri în ceea ce privește călătorile, să se deschidă, cel puțin unii dintre ei. Da, în China încă nu se călătorește pentru că nu știi dacă mergi, dacă te mai poți întoarce sau ce se poate întâmpla. Da. Deci încă nu călătorim în China, dar în restul lumii am început să călătorim. O să mergem la Dubai Dermal la sfârșitul februarie, care este cel mai mare congres al dermatologilor din Orientul Mijlociu. Și am fost în ultimii ani în fiecare an la Dubai Dermal, dar cred că în sigur an a fost pauză. Așa, dacă vă uitați la 2022, acum la începutul lui, cum îl vedeți? Sunteți optimistă? Vă îngrijorează inflația și ce alte crize am mai menționat, ale transportului, ale forței de muncă? Sau cumva ele sunt echilibrate de o cerere mare din piață? Eu sunt totdeauna optimistă, pentru că așa m-am setat să fiu. Și lucrurile au mers bine la noi tot timpul. Dar sunt foarte optimistă pentru Ivatan, cel puțin cred că va fi cel mai bun an. Va fi cel mai bun an pentru că am intrat pe multe piețe noi, avem piețe noi pe care suntem. România a crescut destul de mult. România a crescut 15% acum cu amploarea spațiului virtual. Da. Și mai e loc de creștere în România? Vedeți, nu știu, creșterea puterii de cumpărare duce mai departe la dezvoltarea pieței și a consumului sau atragerea de noi consumatori? Da, și una și alta. Odată că este o categorie destul de foarte căutată, produsele de farmacie sunt căutate acum pentru că oamenii vor produse eficiente, produse sigure, se vorbește despre clean beauty, care înseamnă fără ingrediente controversate, înseamnă produse cu ingrediente naturale, care sunt foarte sigure
pentru consumatori și asta le găsești mai degrabă în farmacie. Deci oamenii se îndreaptă spre farmacii când își caută un produs cosmetic mai mult și din ce în ce mai mult. E piața, cred, cea mai interesantă în sectorul nostru, piața de farmacie. Și apoi, da, crește puterea de cumpărare atât cât crește în România. Iar pe de altă parte, spațiul virtual, promovarea digitală, ne dă șansa să creăm comunități în jurul brandului și, și asta ne aduce o creștere. Cât reprezintă, nu știu, la nivel de 2021 la final România și ținând cont de așteptările sau de estimările pe care le aveți pentru 2022, cât credeți că va ajunge să reprezinte la finalul anului acesta? Vânzările la piața locală? Da, piața locală versus export. Să le punem în balanță sau față în față unul cu celălalt. Da, cred că pentru noi va fi 60% vânzări locale și 40% export. Anul acesta? Anul viitor. Anul acesta suntem la 30% export. Și loc de creștere, ca să ajungem, să zicem, 50-50 la jumătate, când credeți că vom vedea? Noi avem planuri foarte mari. Noi avem planuri foarte mari, mizăm pe o creștere de 50% anul ăsta. A cifrei de afaceri totale? Da. Deci depășiți probabil ca ritm de creștere oricare din anii anteriori. Da. Da, asta este planul. Am făcut destul de mulți pași înainte în anul acesta și cred că vom fructifica roadele în 2022. Inclusiv intern avem o echipă de designeri, de graficieni, de designeri care creează permanent conținut pentru social media și pentru spațiu virtual. Am lansat un canal de educație împreună cu medici dermatologi care se numește IQ și învățăm publicul să-și îngrijească pielea. Vorbim despre problemele pielii, despre acnea care are un impact emoțional destul de mare în viețile adolescenților, cum o tratăm, ce este acnea, de ce apare, care sunt variantele de tratament, ce înseamnă piele sensibilă, de ce să folosim apă termală pentru îngrijirea pielii. Am făcut mulți pași înainte și în același timp lansările de produs nou, de produse noi, sunt totdeauna o prioritate pentru noi. Câte produse aveți acum în întreg portofoliul? Cred că peste 60 de produse. Și an de an lansați noutăți sau sunt și ani în care consolidați doar? Nu, an de an lansăm 5-6 produse noi. Suntem într-o industrie foarte dinamică, unde totul avansează și evoluează foarte repede și există în permanență inovații. Acum se vorbește despre cannabinoid, CBD oil în cosmetice, deși sunt interziși în unele țări, de exemplu în China. Se vorbește despre prebiotice, probiotice în cosmetice, asta este o altă tendință. Deci trebuie să fiți tot timpul la curent cu ce se întâmplă și să vă adaptați portofoliul astfel încât să prindeți toate aceste trenduri. Exact. Există astăzi vreun business, că menționați mai devreme și social media și în general comerțul virtual, canalul ăsta a devenit atât de prezent în viețile noastre încât eram curioasă să credeți că mai există vreun business care poate să funcționeze strict în offline? Nu, pentru că brandurile care nu sunt branduri digitale astăzi sunt considerate tradiționale, clasice. Poate învechite? Învechite. Ca să fie un brand modern, actual, el trebuie să fie un brand digital astăzi. Și am văzut această transformare în România mai mult în acești ani, pentru că în alte țări exista deja această transformare mult mai pregnantă. În România, de exemplu, cred că probabil toate brandurile vindeau în e-commerce undeva în jur de 5% și astăzi vând 30-40%. Așa este. Inclusiv retailerii tradiționali acum și-au făcut platforme de retail online.
farmacia 3, punct sensiblu, toți sunt retaileri mari online între timp. Și asta s-a întâmplat în ultimul an. Cred că vedem permanent schimbări și cred că nu ne mai întoarcem la ce a fost, adică aceste schimbări și lumea digitală în care învățăm în fiecare zi să trăim a intrat și va rămâne. Ne apropiem de finalul emisiunii și am ajuns la cele trei întrebări fulger. Prima dintre ele, care este cea mai mare temere a dumneavoastră dacă vorbim de 2022? Cea mai mare temere? Cred că pentru mine va fi important să fiu atentă la creșterea costurilor de fabricație și felul în care reușesc să negociez cu partenerii prețuri noi în așa fel încât să nu am o marjă de câștig mai mică decât în anii precedenți. Cred că asta va fi provocarea cea mai mare. Negociați dumneavoastră direct? Mergeți la negocieri sau aveți și o echipă care se implică alături de dumneavoastră? Am o echipă destul de mare. O întrebare pentru acei tineri antreprenori care se uită la noi și poate vor să primească de la cineva cu experiență mai mare în business o părere. Cât lucrează un antreprenor? Cu cât businessul se dezvoltă, lucrează mai puțin pentru că reușește să delege? Sau antreprenorul trebuie să fie tot timpul în continuare implicat acolo în business? Cred că depinde de... Nu există o regulă. Sunt și antreprenori care muncesc mai puțin și antreprenori care muncesc mult. Eu sunt dintre antreprenorii care muncesc pentru că mie îmi place să muncesc. Adică eu mă simt bine la birou și în fiecare zi sunt provocări noi și de-abia aștept să vin și să petrec timpul cu colegii mei. Nu simt că muncesc. Și ultima întrebare de astăzi, am vorbit despre creșterile de prețuri, le-ați menționat chiar mai devreme și dumneavoastră. Cu cât credeți că, sau mai bine zis, cât credeți că poate suporta consumatorul român de astăzi o majorare de preț? Sub 10%, peste 10%? Există un prag dincolo de care credeți că ați putea să-l pierdeți drept client și nu doar dumneavoastră, în general vorbim de creștere de prețuri? Cred că acum în ianuarie vom avea creșteri de prețuri de 5-10%, nu vorbesc doar de brandul nostru, ci așa în general. În general, da. Dar cred că pe parcursul anului vom mai avea măriri de prețuri. Deci să ne așteptăm să ne pregătim portofelele pentru eventualele măriri. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri și vă aștept în următoarele luni să vedem ce se mai întâmplă și ce măsuri luați pentru a vă adapta la noua situație economică din piață, nou normal, cum zice toată lumea că suntem acum și că îl trăim. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc și eu mulțumesc. La revedere! Aceasta a fost emisiunea ZF 15 minute de astăzi. Am vorbit despre piața de dermatocosmetice, despre planurile Ivaterm pentru România și pentru alte piețe pe care compania este prezentă. Sperăm că ați avut ce învăța din emisiunea de astăzi și vă așteptăm și edițiile viitoare. La revedere!